Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Discutăm în această seară evenimente importante care țin de interes și de interes în primul rând pentru dumneavoastră și o să începem în această seară să vorbim despre evenimentul tragic care a avut loc în acest sfârșit de săptămână la Smeieni, acolo unde un tânăr în vârstă de 17 ani, un tânăr care avea toată viața înainte, a murit îngropat de viu de un mal de pământ care s-a surpat. O să vedem un material și o să aflăm povestea tristă acestui tânăr, dar și să reflectăm foarte bine la ceea ce s-a întâmplat, pentru că cred eu că în această situație lucrurile ar fi putut sta altfel dacă, în general, angajatorii și-ar da seama că munca la negru, iată, se poate termina în anumite situații, mai ales când vorbim de domeniul construcțiilor, de muncile acestea care au loc afară sau nu neapărat afară, munci periculoase sau cu risc, un grad de risc, nu muncă periculoasă, se pot încheia tragic. Vom mai discuta de asemenea despre situația de pe DN10 de la Siriu, acolo unde circulația se circulă cu restricții în această perioadă. Vom discuta și despre faptul că în acest moment se află un proiect în dezbatere publică, primăria vrea mai puține licențe de taxi și o să vedem despre ce este vorba. Și bineînțeles vom discuta și despre faptul că a început plombarea, marea plombare în municipiul Buzău. Așteptăm și opiniile dumneavoastră dacă sunteți mulțumiți și dacă credeți în primul rând că această plombare este eficientă. Despre toate acestea vom discuta în această seară cu invitatul meu. Este vorba despre domnul Călin Iosif, activist ONG. Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! Haideți, domnul Călin, să începem cu subiectul care a ținut multă lume cu sufletul la gură în acest sfârșit de săptămână, acolo unde timp de 2 ore și jumătate aproape, salvatorii de la ISU au încercat și au dus o misiune contra cronometru în încercarea de a-l salva pe un tânăr de 17 ani, un tânăr minor, care împreună cu alți doi prieteni minori și ei au muncit în gospodăria unui domn unde au săpat o fosă septică. Nu au avut echipament de protecție, malul nu era asigurat. Avem și imagini, iată, nu era asigurat. În momentul în care băiatul a încercat să fixeze anumite niște tuburi, în momentul acela malul de pământ a picat peste el. Așa cum spuneam, a fost o misiune foarte grea și o misiune contra cronometru. Din păcate, tânărul n-a mai putut fi salvat. În momentul în care a fost scos la suprafață de pompieri, nu mai prezenta semne vitale, au încercat manevrele de resuscitare, medicii, efortul lor a fost în zadar. V-aș întreba dacă credeți, cunoașteți subiectul, ați văzut, așa cum spuneam, în weekend, a fost un subiect care ne-a ținut pe toți cu sufletul la gură. Credeți dacă, nu știu, exista posibilitatea, exista varianta să fie evitată situația aceasta, pentru că la fața locului au ajuns și inspectorii ITM, tocmai pentru că acești tineri, trei tineri minori, toți minori, munceau la negru. Da? Urmau să primească 85 de lei fiecare pentru munca pe care au depus-o. Cunoaștem cu toții, la țară în general se întâmplă lucrul acesta, sunt luați cu ziua, așa se numește mai popular, hai să mă ajut și pe mine să tund un gard, să defrișez, să tund un copac și așa mai departe. Lucrări pentru care nu există pe piața muncii o anumită categorisire și care de scurtă durată, nu pot fi încadrați legal. Credeți că ar fi putut fi evitată situația asta sau cum anume? Dacă spuneți că cel la care s-a lucrat la această groapă lucra în construcții sau era întreprinător în construcții, sigur trebuia să știe că la săpături cu adâncime mai mare de 2 metri trebuie asigurată spărtura, groapa respectivă. Altfel există pericolul prăbușirii malurilor peste cei care lucrează. Deci cu era un puțin element efort, acesta de cu puțin bază. Da, de cu puțin efort financiar putea să cumpere niște scânduri și să asigure, să zicem, cel puțin pe două laturi ale gropii să asigure pereți și după aceea să le mute pe cealaltă parte. Deci ar fi existat posibilitatea aceasta ca să nu se ajungă la acest sfârșit tragic pentru cei care au lucrat. Da, cred că, din păcate, avem nevoie să învățăm din astfel de experiențe tragice. Pentru că, haideți să ne amintim împreună că Inspectoratul Teritorial de Muncă a ieșit cu un raport, un bilanț al activității pe anul trecut, pe 2016, și inspectorul șef, doamna Cecilia Manolescu, a spus clar și răspicat că în județul Buzău ne confruntăm încă cu o problemă foarte gravă, care poate avea urmări foarte grave. Iată, avem și deja și un exemplu. Angajatori care în
continuă să angajeze persoane fără forme și legale. Sunt, și să încalce legea. Exact. Deși... Și riscurile sunt de ambele părți. Iată, în acest caz, angajatorul acesta s-a ales cu dosar penal și, și poliția a demarat o anchetă. Deci aici deja vorbim de lucruri foarte grave și vorbim primul de viața unui om. Ce să vă spun? În județele unde rata șomajului este ridicată și unde există un grad ridicat de sărăcie, se practică totuși foarte mult munca la negru. Și exemplele sunt destule, nu numai în județul Buzău. Dar de regulă acolo unde nu există o alternativă pe piața muncii, în municipiul Buzău nu există o rată așa mare de șomaj, dar la nivel de județ e vorba de... mare. Da, e vorba de... și șomajul mascat, pentru că sunt foarte multe categorii care sunt, nu sunt înregistrate ca fiind în șomaj. Și mai ales că în mediul rural oportunitățile de angajare sau de a găsi o slujbă sigură, plătită lunar, este foarte, foarte scăzută și oamenii, încearcă să supraviețuiască. Exact, încearcă să supraviețuiască și fac munci care la un moment dat pot deveni fatale. Da. Haideți să urmărim, avem un material, urmărim declarațiile celor care au ajuns la fața locului, a pompierilor, a inspectorului șef de la ITM, a doamnei Cecilia Manulescu, dar și a localnicilor din comună, din Smeieni, care au auzit ce s-a întâmplat și au mers acolo să vadă despre ce este vorba. Cred că o să-l avem în declarații și pe primarul din Smeieni. Înțeleg că și domnia sa a fost acolo prezentă și a încercat să dea o mână de ajutor cumva pompierilor, dădea câteva indicații. Haideți să urmărim materialul și revenim în câteva momente. A căzut aici, am pus, dar eu n-am fost așa, am fost pe la târg. De-abia am auzit. Ce făcea? Punea niște tuburi acolo. Și? Și s-a scăpat acolo între ele. Eu am venit din vreo 10 minute și am văzut că se strânge lumea aici. Cât are? Nu știu, că e de la mine, din sat. De la mine, la Smârla. Aveai cameră protecție? Ai văzut ceva cu el? N-am văzut nimic. Ce s-a întâmplat? A murit un băiat? Da. Ce făcea acolo? Să caut asta. Și ce s-a întâmplat? Erai cu el? Erai prietenul lui? Da, îl cunosc așa, dar nu... De unde este el? Nu știu, că nu prea cum să. Dar lucrai cu el aici? Da. Cât ai? Eu? 16. Și cu cât vă plătea pentru lucrare? 850, depinde acum. Și cum s-a întâmplat? A căzut brusc așa pe unul? Da. Era dacă era numai nisip. Echipament de protecție v-a dat? Am constatat că este vorba de un PFA. Fără angajați, deci muncă la negru, cu trei minori, dintre care unul decedat, urmând ca de luni să demarăm ancheta și să verificăm exact tot ce s-a întâmplat. S-a surpat malul, efectiv s-a surpat malul, se pare că minorul a murit prin asfixiere. Acum domnul procuror constată exact situația de fapt. Nu aveau nimic, absolut nimic. Este o lucrare făcută între un PFA și un cetățean din comună, la mica înțelegere, nici contract, nici nimic. Asta ce este. Ce este din partea ITM angajatorul? Bineînțeles, se va cerceta, amendă muncă fără forme legale și probabil dosarul penal care va fi pentru decesul minorului. Da. Muncă la mica înțelegere. Cam așa se întâmplă. Vă întreb dacă ar putea să facă ceva mai mult autoritățile pentru a combate acest fenomen. Vorbim deja despre munca la negru care tinde să devină un fenomen în județ. Deci, ce pot să vă spun legat mai mult de experiența mea în domeniul ONG. Acum câțiva ani am fost în Franța, când lucram la primărie și eram consilier pentru problemele romilor, și acolo am văzut o astfel de activitate care formaliza într-un fel aceste activități informale.
da. Munca aceasta informală, pe care ai nevoie să sape o groapă, apropo ce s-a întâmplat la Smeieni. Ai nevoie să repari un gard. Nu-ți trebuie o firmă de construcții cu da, zeci de angajați. Lucruri... Și sunt oameni care sunt dispuși să lucreze peste program. Au un job și după aceea sunt foarte buni meseria, sunt foarte buni instalatori, foarte buni electricieni și vor, după program, să mai câștige un ban în plus. Și noi ne gândeam, am văzut în Franța un astfel de proiect, un ONG care a organizat o bază de date cu toți cei care erau disponibili să presteze astfel de activități ocazionale, că așa se numesc activități ocazionale, se făcea un contract rapid, foarte rapid. Deci e un template, îl completezi cu datele respectivului și după aceea îl trimiți la respectivul cu care te sună și spune, domnule, am nevoie de un instalator că mi s-a spart o țeavă. Da? Nu mai stai să a doua zi la compania de apă sau la nu știu unde să îți trimit un specialist. Deci, lucrurile se pot mișca foarte rapid. Și în se sensul pot ăsta, mișca da? Foarte și rapid. Tu ai baza de date cu care e cel mai bun instalator, ia să vedem. Și îl vezi dacă este disponibil, domne, poți să te duci, uite, într-o jumătate de oră să ajungi până la cutărică să-i repare asta. Și faci un contract cu el, pentru că tu ai deja un contract cu el, da, de, așa? Și faci cu cetățeanul respectiv. Se formalizează, se plătește și un impozit la stat, iar lucrurile astea. Ai un control asupra acestor activități. Iar oamenii sunt mulțumiți. Că tu, ca ONG, nu iei foarte mult, doar costuri pentru funcționare. Nu iei ca un patron să iei... Da, îi dai muncitorului 5 lei și tu iei 7. Nu. El câștigă mai mult. Cel care efectuează lucrarea respectivă. Și mă gândeam, bineînțeles că acum trebuie să găsești un proiect care să poată să asigure astfel. Că în primă fază e destul de dificil să încropești o bază de date și... Să-ți faci publicitate, să... Da, pentru că trebuie mediatizat foarte mult. Sigur. Acest sistem, da, de lucru, și pentru că la noi... Lumea află, există, domne, vrei să-ți repar nu știu ce, sun la cutare și spui seara la 10, inunzi pe vecinul, vină, domne, încoace, că adu un robinet, adu ceva... Da, cu tot ce trebuie. Aici vedeți că problema asta e și puțin înrădăcinată la noi. Ne-am obișnuit așa, din cunoscuți, din mai ales în mediul rural, flăcăii din sat, copiii ăștia nici măcar nu erau de acolo, din câte înțeleg eu, din Smeieni. Iată, un PFA care de fapt era un PFA de ăsta fantomatic, n-avea niciun angajat, se foloseau cumva, dădeai niște acte, da, sunt un PFA, dar de fapt copiii ăștia nu figurau nicăieri. Se întâmplă, omul și-a făcut o lucrare la el, n-a putut să o facă el în regie proprie cu munca membrilor familiei și a adus pe alții. Astfel de că nu se nu au finalitatea vă asta tragică. Vă spun următorul lucru, la casă întotdeauna găsești câte ceva de făcut. Exact. Și aduci pe cineva, dacă tu ești în vârstă sau nu mai n-ai timp, aduci pe cineva. E foarte foarte rar apelezi. Foarte rar apelezi la bun pentru activități, să zicem. Vă spun și eu, sincer că am reparat în toamnă, am reparat și eu casa. Am chemat un instalator care a lucrat după program. Era la serviciu, a venit, i-am plătit cu cash, cu... Da, bine, aici speța e o activitate diferită, informală. Pentru că nu-l chemați în calitate de PFA, cum s-a întâmplat în cazul ăsta. Nu. Că aici este un alt mare semn de întrebare și a tras un semnal de alarmă atunci când inspectorul șef de la ITM, când a prezentat raportul și a spus, au fost câteva agenți, sute de agenții economici verificați și destul de mulți totuși din cei verificați aveau deci angajați. Aici, aici este o situație cu totul diferită. Exact, ușor atipică. Deci, respectivul nu i-a angajat să efectueze lucrări pentru PFA-ul lui. El l-a angajat în calitate de cetățean, de persoană fizică, să-i facă o groapă. Exact. Dacă el, ca și PFA, ar fi avut activități de construcții și ar fi avut un contract cu o firmă și ar fi folosit muncă, cum să spun eu, fără contract... Atunci ar fi... Da, exact, ei erau angajați ocazional pentru munci, pentru activități informale. Nu era o activitate formalizată. Să zicem, eu am de ridicat o casă și am nevoie de forță de muncă. Și au și calificată și cu contract, dar iau și de ăștia mai la negru așa. Exact, înțelegeți? Exact. Da, practic nu se întâmplă. Omul și-a lucrat acasă o groapă. Da, și-a făcut lucrul ăsta. De cazul lui s-a întâmplat. Exact, s-a întâmplat așa și va răspunde în fața legii, se alege și cu un dosar penal. Știți cum se întâmplă în astfel? Nu mi se întâmplă, nu o să se mi se întâmple tocmai mie. Din păcate, da, din păcate, da. Cam așa... Așa judecăm cei mai mulți dintre noi. Exact, așa este și cred că ar trebui să învățăm și poate, ați dat un exemplu foarte bun cu acel proiect, poate, nu știu, poate cuiva îi s-a prins de acum un beculeț și poate este o idee bună și acolo chiar funcționează. Deci este un dispecerat care asigură aproape 24 de ore din 24 și sunt 5 sau 6 ani și erau toți în ONG-ul acela și avea și un magazin în care vindeau bunuri donate gratuit de populație și ele vindeau la niște prețuri modice.
la cei foarte săraci. Le mai reparau și le scoteau la vânzare. Deci aceasta era activitatea ONG-ului. A fost finanțat de primărie în primă fază. Le-au dat un spațiu pentru care plăteau într-adevăr o chirie mică și după aceea ei s-au dezvoltat. Deci și a mers foarte bine. Am făcut acolo poze, ne-am... Da, poate ar trebui să împrumutăm, să împrumutăm și noi modelul acesta. Este o activitate acesta, care că merge, nevoie, mai, exact. Deci mai ales, în condițiile în care, în condițiile de criză, ei așa mi-au spus, că acea activitate s-a dezvoltat în criza de imediat după 90 și ceva. Deci iată, s-a născut proiectul ăsta din nevoia adaptată exact, a oamenilor. Exact. A fost o perioadă de criză, nu erau locuri de muncă, cei mai mulți din acest ONG nu erau francezi. Erau maghrebieni, erau romi de prin Serbia, erau deci alții, nu erau, dar era o echipă multiculturală acolo care se înțelegea foarte bine și toți, bineînțeles, vorbeau și engleză și franceză, deci erau oameni tineri până în 35-40 de ani, toți erau. Da, o să urmărim, să vedem și ce se va întâmpla în zilele următoare în acest caz. Cert este că ar trebui să luăm aminte de la ce s-a întâmplat, pentru că vorbim de iată, aici e vorba de un tânăr și situația este cu atât mai gravă. Da, 17 avea toată viața ani, înainte. Exact, un tânăr care poate pentru ceilalți doi care poate a fost un semnal pe de alarmă să și mai... poate nu vor accepta să lucreze în condiții oricum. Exact, pentru că n-aveau nici echipament. Aparent, vedeți, nu ne gândim niciodată că ar putea să existe un pericol. Iată că se întâmplă. Mergem mai departe la următorul subiect și o să vreau să vedem mai întâi materialul. Vorbim despre situația de pe DN10, de la Siriu, o zonă care a pus de mai multe ori probleme. În prezent se circulă cu restricții în acea zonă. Haideți să vedem materialul, să vedem care sunt informațiile de la instituția prefectului, ce se va întâmpla acolo, mai ales că e foarte important, a plouat zilele acestea și asta nu face decât să înrăutățească și să sporească riscul în zona aceea. Revenim după material cu câteva comentarii. Problemele din zona Siriu, viaductul Tehereu, par să nu se mai termine. Autoritățile au reușit să pună la adăpost circulația de bolovanii care cădeau neîntrerupt de pe versanți, dar la câțiva kilometri depărtare s-a ivit o altă situație de urgență. Pe DN10 Buzău-Brașov, din cauza cedării terasamentului drumului între localitățile Gura Siriului și Vama Buzăului, la kilometrul 86+300, circulația autovehiculelor cu masa totală mai mare de 3,5 tone a fost restricționată. A fost instituită restricție de viteză, astfel încât autoturismele care circulă în zonă nu o pot face cu mai mult de 30 de km la oră. Este vorba despre o porțiune de drum aflată în vecinătatea viaductului Tehereu, unde zidul de sprijin a cedat și a surpat mai bine de 40 de metri din acostament. Lățimea maximă a părții carosabile pe care se poate circula este de 5 metri. Autoritățile sunt de părere că dacă surparea terenului va continua, se poate vorbi despre oprirea circulației până la executarea lucrărilor de refacere a carosabilului. S-a reactivat o alunecare de teren care a avut loc în toamna anului trecut. Situația este destul de gravă, în sensul în care nu se mai circulă decât pe un sens de mers. Astăzi, la fața locului, s-a deplasat o comisie din cadrul prefecturii Buzău care să constate pagubele produse de alunecarea de teren și să stabilească măsurile care se impun. Se fac toate demersurile necesare către compania de drumuri naționale, astfel încât să fie demarată cât mai repede o lucrare amplă în acea zonă. Astăzi se află la acest moment comisie mixtă formată din reprezentantul prefecturii, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău și al Secției de Drumuri Naționale. Se află la fața locului și vor încheia un proces verbal de constatare, astfel încât și noi la rândul nostru să facem toate demersurile pentru urgentarea acestei lucrări. Alunecările de teren în zona Tehereu au afectat șoseaua încă din toamna anului trecut. Ulterior, drumurile naționale au procedat la lucrări de refacere, însă fenomenul natural a continuat și a culminat cu surparea de ieri. În prezent, autoritățile au stabilit ca rută ocolitoare pentru traficul greu DN1B Buzău-Ploiești, DN1A Ploiești-Cheia Săcele, DN1 Săcele-Brașov. Da,
O situație destul de gravă în acea zonă și veche, de altfel, da? Deci, iată, s-a reactivat o lecare de teren de toamna trecută. Am avut și imaginile de acolo, am văzut cât de mult s-a rupt asfaltul, efectiv, adică alunecarea este foarte serioasă și cu atât mai mult există riscul ca circulația să fie întreruptă total, pentru că zilele acestea a plouat și a plouat binișor în județul Buzău, ceea ce nu face decât să pună și mai multe probleme, pentru că alunecarea se activează de fapt și mai mult. Iată, imaginile acestea sunt mai mult decât grăitoare. Spunea domnul Sorin Gheorghe faptul că practic deciziile și lucrările de amploare se așteaptă de la CNADNR și așa este normal. Tot ce s-a întâmplat acolo a fost din cauza traficului greu. Fiind și se știe că este un drum intens circulat spre Ardeal. Drum național, el sarcina întreținerea acestora cade revine CNAIR-ului, Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi. Da. Și într-adevăr, este cunoscută toată zona Siriu. În ultimii ani s-a degradat foarte mult acest drum, în mai multe puncte. Bănuiesc că aici pot fi mai multe cauze. Pe lângă faptul că circulația de tonaj mare afectează în categoric rând această structură a drumului, probabil că și desele cu tremure, că sunt mici, că le simțim noi, că nu le simțim, dar uite că pământul s-ar putea să le simtă mai bine decât noi și aceasta să și activeze anumite alunecări de teren. Acolo este clar că este nevoie de o consolidare extrem de serioasă, pentru că la fel cum s-a întâmplat dincolo, când deci porțiunea care a fost finalizată cu acea copertină peste... Da, cu acel tunel, semitunel, da, așa. Da, acolo a fost într-adevăr. Probabil că și aici mă gândesc că ar putea fi o soluție să... Da, da, închipuiți-vă că este de durată. Exact, deci este de durată. De durată, și sigur s-ar putea să fie întrerupt circulația total. Total. Da. Vedem ce se întâmplă zilele astea. Nu se poate astea lucra altfel și... Oricum, mi-aduc aminte și data trecută, lucrările au durat câteva luni bune, a fost o bună perioadă de timp oprită, aproape un an în care nu se circula, iată, foarte mult. O să urmărim ce se întâmplă zilele acestea. Mi-am amintesc că a fost prin septembrie 2014 și de-abia anul următor, tot așa, spre toamnă s-a finalizat lucrarea de la... Da, cert este că DN10 este un tronson intens circulat, face legătura cu Ardealul și traficul greu, știi toată lumea, e practic... Mai e și ruta aceea ocolitoare cu Săcele, Cheia, dar pe DN10 totuși se circulă destul de intens și asta a și făcut să înrăutățească și mai mult lucrurile. Partea cea mai proastă este că autoritățile locale nu pot interveni foarte mult, tocmai pentru că te simți să... Exact, nu se poate face prea mult în cazul și ăsta. Nici nu poți să restricționezi total traficul greu pe acest drum, ca să lași numai autoturismele sub 3,5 tone. Da, nu, pe viitor nu. Tocmai asta spun, că doar pe perioada aceasta, că oricum sunt restricții 3,5 tone, dar ideea este că pe viitor, dacă nu se consolidează bine, oricum se va ajunge și în alte puncte, că nu e singura problemă. Da, toată porțiunea aceea este afectată și asta, de când am lucrat la prefectură, știu toată povestea pe care ne-au spus-o cei de la CNADR de la acel moment. Aveau făcută o analiză din asta de risc și era destul de... Nu, dar ei aveau studii efectuate, da, că toată această porțiune, deci cam cât ține de unde începe lacul și până vreo 10 km, până spre coada barajului, pot apărea probleme. Iată că s-a întâmplat. Și se întâmplă, da. Da. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, revenim, discutăm despre proiectul care se află în dezbatere publică. Primăria se pare că vrea mai puține licențe de taxi, era să spun de transport. E o altă discuție și cu transportul. Vedem ce înseamnă lucrul acesta, pentru că este o măsură care se va impune pe următorii 5 ani. Repet, este deocamdată un proiect aflat în dezbatere publică. Îl discutăm aici și vedem dacă este o inițiativă bună sau nu. Revenim, rămâneți cu noi.
Da, am revenit, discutăm un alt subiect, vorbim despre faptul că există un proiect aflat în dezbatere publică ce prevede, să spunem, diminuarea licențelor pentru taxi în următorii ani. În ce context și cum se va face această diminuare? Va fi emis un regulament în acest sens, pentru că în prezent sunt 500 de licențe de taxi emise, iar primăria vrea să le reducă la 462, pentru că așa prevede legea. Legea taximetriei. Legea taximetriei. Interesant este cum s-a ajuns la numărul acesta, având în vedere că există o lege care spune clar că trebuie să fie o normă de maxim 4 autorizații la 1000 de locuitori. Iar noi din 2011 suntem 111.000 și ceva de locuitori. Pe municipiu, mai scăzut, da? Deci iată că trebuia reglementat. Se putea face o socoteală atunci, și se vedea, da. E normal acum suntem că... Suntem la 6 ani de, exact, de la recensământ. Exact, a fost nevoie să treacă atâția ani ca să punem în aplicare ceva ce ținea de normalitate până la urmă. Eu când am lucrat în primărie știam că așa se întâmplă. Adică știam că trebuie să fie mai puțin de 500, nu mai știam exact câte, dar trebuia să fie mai puțin de 500. Da, au cum fost s-a ajuns pe aici, probabil, acum, așa, asta e altă discuție. Da, într-o veselie, licențele astea de transport, dar acum cred că probabil este, mă gândesc că poate fi automat, celor care lucrează în taximetrie, n-o să le convină, asta este garantat. Vreau să vă spun următorul lucru. Dacă această dispoziție, hotărârea municipalității, va fi aprobată, aș vrea să nu fie afectat niciunul dintre cei care lucrează acum. Pentru că e greu în actuala situație în care nu există locuri de muncă, nu există alternative pentru acest segment de lucrători. Dacă iei licența, îl lași fără loc de muncă și... Așa este, deocamdată primăria spune că autorizațiile nu vor fi retrase imediat după aplicarea proiectului, ci doar în cazul celor care nu respectă legea. Aici, la fel, cu siguranță va fi nevoie de anumite lămuriri. Probabil că vor fi niște criterii foarte clare legate și de atitudinea taximetriștilor, șoferilor, de condițiile pe care le oferă din interior. Din mașină. Apropo de asta, ați mai mers cu taxiul, bănuiesc. Da? Cum vedeți dumneavoastră? Și aici sunt două categorii. Categoria aceea de mașini și de taximetriști, care, mă rog, se spune că sunt impecabili, da? Și aici mă refer la condiții, că mașina e curată, miroase frumos, nu fumează fără să te întrebe. Nu dă muzica foarte tare. Nu lasă geamul jos. Exact. Și tot felul de situații de astea care sunt neplăcute pentru cei mai mulți dintre noi. Și există și categoria aceea care, într-adevăr, sunt oameni cu bun simț, adică în momentul în care intri într-un taxi, nu ți-e teamă, nu scuturi că te murdărești și așa mai departe. Și nu mai spunem de starea tehnică, pentru că poliția are periodic acțiuni tocmai pe linia asta de prevenire. Ce se întâmplă? Starea tehnică... Sunt pericole, efectiv bombe pe patru roți le-am numit noi presa de multe ori. Acestea au... Și aici, în cazul ăsta, apropo de licențe, aici cred că ar trebui să fie un mare semn al întrebării. Adică nu este normal să accepți, da, să dai o licență unui taximetrist care are o mașină într-o stare deplorabilă, da, și care este starea tehnică. Să știți că este posibil să fie și percepția noastră. Pentru că aceste mașini trebuie verificate, nu se poate altfel. Te duci la o stație ITP și îți face nu mai știu la cât, mi se pare că la 6 nu se face. Nu ca la mașinile proprietate personală, deci la care faci la 2 ani. Mai devreme, exact, pentru că iar rulează, zilnic, sute de kilometri. Și nu știu să vă spun, dar cred că la 6 nu se face ITP-ul aceste mașini. Da, o altă discuție și cred că a mai fost dezbătută și în trecut este faptul că nu de fiecare dată este pornit aparatul. Și atunci, asta e deja încălcarea legii. Da, exact. Asta e, vorbim clar despre o încălcare flagrantă a legii. Asta e evaziune fiscală. Exact. Cu atât mai mult, oricum am înțeles că sunt tot felul de... Ca în orice, că românul oricum se pricepe la toate și știe să le... Se descurcă și inventează exact, ceva. Exact. Și am înțeles că și aici sunt legea. Tot felul de șmecherii din astea de faptul ție-ți dă bonus. Știți care e povestea? Nu ne interesează. Nu o să ne pornească aparatul de taxat. Dar și asta e treaba lui ce face după aia. Și asta este să se ocupe de treaba asta, cei care trebuie să o facă, să verifice lucrul acesta. Dar se întâmplă, mi-e recunoscut, s-a mai întâmplat să nu pornească aparatul. Asta este evidentă. Deci asta poți să-i spui de la început, domnule, eu cobor din... sau nu-ți plătesc. Dacă nu pornești aparatul, exact. Și ajungem la destinația, și mai drăguț să-și ceară și mai mult decât făcea cursa în mod normal. Asta e... Și aici cred că la fel ar trebui eliminați ușor-ușor sau amendați, da? Nu, amendați, părerea mea este următoarea. O reclamație. Mașina cu numărul cu tare, data de... m-a luat de acasă, m-a dus nu știu unde, dar n-a mai pornit aparat.
Și dacă are 10 astfel de reclamații pe la primărie, sigur că va fi primul pe lista aceea care li se va retrage licența. Da, iată, aviz celor care practică astfel de de un SMS la primărie sau pui pe domnuleprimar.ro, domnul primar, vedeți că... Da, foarte multe lucruri sesizate, chiar m-am uitat astăzi pe domnuleprimar.ro. Mașina cu numărul cu tare n-a pornit aparatul de taxat la... Da, iată, ați dat o idee celor care probabil s-au confruntat cu situația aceasta. Trecem la ultimul subiect din această seară, un subiect care glumea și domnul primar, și dacă intre pe buzunar ce își doresc, își doresc asfalt, asfalt și iar asfalt. Da, așa este, ne dorim asfalt, pentru că nu avem pe ce să mergem, ne stricăm mașinile, e și mai arată și inestetic, foarte urât. A început deja marea plombare, îi spunem noi. Marea peticeală, pentru că până vor fi demarate acele lucrări de asfaltare, este evident că era nevoie și de această plombare. Acum vedem că, iată, am văzut, zilele astea nu prea ne-a ajutat nici pe noi, care așteptăm să fie remediate gropile acelea în care, Doamne ferește, nu să ne-am dorit să ne... Eu am remarcat un lucru. Vă rog. Deci, pe Transilvaniei au început deja să se lucreze la gurile de canal. Imediat, deci când s-a desprimăvărat, au apărut gropile de pe lângă gurile de canal. Da. Guri de canal care n-au fost niciodată foarte bine poziționate la nivelul asfaltului. N-au fost poziționate, deși aici cei care, constructorul n-are nicio scuză. Exact. Constructorul n-are nicio scuză. În alte țări vin la ras. Nu simți când treci cu roata mașinii că acolo este... Nu știi că a fost canal. Da, nu acolo, știi că a fost canal. Am văzut că s-au reparat. Toată povestea este ce calitate are acel material, pentru că și anul trecut s-au reparat aceste guri de canal, dar probabil datorită compoziției, datorită rețetei proaste, nu rezistă mai mult de un an. Și iar la anul după zăpadă și după ploaie. Așa este, și după multe zone din municipiu, adică nu prea mai e vorba de plombare și peticeală, este clar că e nevoie de o decopertare și turnat asfalt din nou și pe un sens și pe celălalt. Asta e marea problemă, pentru că nici nu ai ce să ocolești în momentul ăsta. Vreau să vă spun următorul lucru. În 2011 s-a turnat asfalt pe Transilvaniei, cam de pe la fabrica de bere până la ieșire din oraș, și s-a turnat pe străile din Similească, unde locuiesc eu. Da. Este excelent și acum asfalt. Deci iată că se și poate. Se poate. Vadă că asta se poate. Asta vreau să spun, da. Da. Vedem ce se întâmplă. O calitate filmele, bună acele... a bitumului, o exact. Calitate bună a materialelor și lucrul, asfaltul rezistă. Da. Avem un telefon, am ținut destul de mult pe telespectatorul nostru pe fir. Alo, bună seara! Bună seara dumneavoastră și bună seara invitatului dumneavoastră, domnului Iosif. Bună seara. Aș vrea să fac o intervenție în direct și câteva comentarii legate de primul subiect pe care, sau precedentul subiect pe care l-ați abordat, cel legat de licențele taximetrie. Da, vă rog. În Buzău, eu cred că numărul de taximetre este destul de mare, dar asta creează o concurență și ar trebui să elimine, să zic așa, mașinile sau firmele care nu țin pasul cu ziua sau anul pe care noi îl trăim, 2017. Dar, din păcate, nu există această, să zic, lege a naturii care se elimine aceste firme, pentru că ele tot sunt în piață. Așa este. Toate taximetrele sunt 95%-99% sunt pe gaz. Cum spunea și dumneavoastră, sunt niște bombe pe roți. Pentru că chiar și cu acele 6 luni de zile ITP făcut, sunt convins că marea majoritate a mașinilor merg pe la tot felul de stații de astea no-name și trec cu brio aceste așa zise inspecții periodice. Sunt mașini care după un an, doi de folosință pică tabla după ele. Sunt ruginite, sunt neîntreținute. Și sunt multe, din păcate, așa. Eu cred că ar trebui ca, la nivel de municipiul Buzău, să se dea o hotărâre de Consiliul Local prin care angajații acestor firme să aibă o ținută decentă, pentru că nu-mi convine să mă urc într-un taximetru să-l văd pe șofer într-un tricou și niște șlapi, că vine vara acum și te va încălzi. Pentru că așa este. Patronul îi va impune să nu dea drumul la aerul condiționat, pentru că va crește consumul mașinii. Deci vreau dacă dau un ban, dacă dau cât este tariful pe kilometru, vreau să merg în condiții în care să nu mi-o lăsa transpirație, să fie curată mașina, să fie... Sunt niște condiții minime de bun simț, așa este. Așa, referitor la partea cu nepornitul aparatului, eu știu că dacă mă urc într-un taximetru, acum vă rog să mă contraziceți dacă cumva nu am dreptate.
pot să mă dau jos la distanță fără să plătesc cursa. Da, așa este. Așa este. Da. Că la restaurant poți să pleci dacă nu ți se aduce bonul de... Da, da, deci exact. Dacă nu pune, dacă nu dă drumul la parat și nu la sfârșitul cursei, la destinație, nu îmi dă bonul fiscal, pot să mă dau jos fără să mă... fără ca cineva sau, mă rog, șoferul să... Fără să fiți tras la răspundere, pentru că nu achitați cursa aceea. Așa este. Așa. O altă problemă, că se leagă una de alta, vedeți dumneavoastră, străzile din Buzău au creat, nu numai taximetrilor, și mașinilor buzoienilor, probleme. Și suntem nevoiți cu toții să ajungem mai repede pe la service, să schimbăm anumite componente care, datorită străzilor deplorabile, sunt supuse uzurii și deteriorării mult mai repede decât dacă am merge pe străzi normale cu drum drept. Așa este. Da, mare dreptate. Vreau să-l contrazică domnul Iosif și legătură cu strada aceea care numită Transilvania, care s-a asfaltat. Dacă ne uităm pe sens, pe banda care intră din Buzău, de la Vernești către Bere, și acolo sunt probleme. Pe partea cealaltă, într-adevăr, e mai drept. Dar pe sensul care vine de la ieșirea din Buzău către Bere, până știu, este partea pe care se află gurile de canal și asta voiam să spun, exact, că s-au reparat și acum. Și acolo se cunoaște, s-a tasat pământul de desubt, trasamentul, că aici e marea problemă. Noi ne referim doar la reasfaltare. Nu, trebuie refăcut și acel strat de balastru, pentru că pământul s-a mai tasat, a mai fost cu tremure, sau mai pământul se așează continuu. Nu trebuie doar decopertat și reasfaltat. Trebuie decopertat, umblat la acel strat din nou, dacă e nevoie, bătătorit, tasat, cum să spunem în termeni tehnici, după care se intervină și se toarne asfaltul. Și o altă problemă, pe lângă asfalt, trebuie refăcute și trotuarele și schimbate, cred că în proporție de 80-90% și toate bordurile din municipiu. Pentru că nu doar carosabilul, pentru că dacă ne uităm bine, mulți buzoieni circulă pe carosabil datorită stării proaste, ca să nu zic dezastruoase, a trotuarului. Da, sunt multe mașini pe trotuar și împiedică astfel ca eu, ca și cetățean, care mă deplasez pe jos să folosesc trotuarul și mă duc în carosabil. Da. Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. O seară bună vă dorim. Da, iată, o părere pertinentă, spun eu, și oamenii simt, apropo, și de ce vorbeam, și de străzi, și de taximetrie. Sunt probleme care trebuie aduse la zi și ține, în primul rând, de autorități, dar ține și de noi foarte mult. Asta adică discutam în pauză, că sunt foarte multe lucruri care țin de noi personal și discutam de parcări. Exact. Păi dacă nu pleacă de la noi ideea asta, că n-am unde să parchez. Fraților, dar nu mai trebuie să duci mașina în botul instituției unde vrei să ajungi, chiar de acolo la 2 metri. Lasă-o Dumnezeule, la 200 de metri. Apropo de lucrul ăsta, că ați văzut că în perioada asta, așa, sunt foarte darnici polițiștii locali, la toată lumea împart acele procese verbale cu amenzi, 750 de lei, așa, un flag la îndemâna oricui, sunt ironică, evident. Și cine nu și-ar dori să primească un mic proces verbal de la poliția locală? Dar întrebarea este în felul următor. Domnule, ok, bun, aveți de toate ce spuneți dumneavoastră. Poate ar trebui să renunțăm puțin la comoditate, să ne lăsăm mașinile și aici, mai departe. Aici trebuie să ne gândim. Să nu parcăm fix în ușa instituției sau unde lucrăm. Deci orașul este același din 1990, când erau nu știu câte mașini. Da, mașinile nu mai 3.000 sunt aceleași. 3.000 de mașini, 5.000 de mașini, da? Acum sunt peste 35.000 de mașini la o populație de 110.000. Deci cam la fiecare 3 familii există câte o mașină. Orașul e același, străzile sunt la fel. Unde, Dumnezeu, să le parcăm? Deci primăria ce să facă? Că stau și mă gândesc, autoritățile n-au altă soluție. Da, e corect. Trebuie să ne, cum să spun, să ne simțim și noi datori, să nu mai ducem mașina sau să o lăsăm pe trecerea de pietoni sau să parcăm în locurile pentru persoanele cu handicap. Da, aici într-adevăr este o problemă, e o altă problemă. Aici nu putem să luăm apărarea. Când ai parcat pe locul de handicap sau pe trecerea de pietoni, atunci da, ți-o merit și ți-ai căutat-o. Dar știu că e cu duș întors treaba asta. Mulți au fost deranjați, mulți șoferi, mulți buzoieni au spus, domnule, ok, sunt perfect de acord, vreau să parchez într-un loc civilizat. Poate nu vreau să parchez chiar la scară, dar n-am găsit. Sunt zile și sunt zone din oraș în care chiar sunt extrem de aglomerate. Și atunci vine polițistul și te amendează, dar vrem și locul de parcare. Vă spun următorul lucru. De ce în zonele periferice nu este aglomerație?
sau nu găsești loc de parcare, dar în centrul orașului unde sunt atâtea instituții și unde toată lumea are nevoie să ia o adeverință, să plătească o taxă. Da, concentrația de populație e mai mare. Sigur, acolo. Și străzile sunt cele care le știm, de nu s-a schimbat. Deci mare spuneți lucru. Că ar trebui să spunem să evităm situațiile astea. Să evităm situațiile acestea, lăsăm mașinile, mergem, dăm o roată, vedem că nu avem loc, ne ducem și parcăm undeva mai departe, că toți vrem să fim cât mai aproape, ne grăbim. Dar de aici, deci de aici trebuie să plece, deci și de la noi, trebuie să venim și noi cu ceva, nu numai să cerem altora. Trebuie să fie și exemplu personal. Credeți-mă, și v-am spus în pauză, am fost avertizat de poliția comunitară pentru că oamenii mă cunoșteau, că am lucrat în primărie. Mi-a fost rușine și le-am spus că îmi dau cuvântul de onoare a doua oară când nu mai prinde să mă taxați. Și de atunci las mașina, am fost la o înmormântare, așa, pe Bulevardul Bălcescu, duminică seară, l-am fost la un priveghi. Nu era nimeni pe tot bulevardul. Mi era jenă să las mașina acolo. Cum să o las acolo? Și am dus-o tocmai la școala 11 în parcare. Dumneavoastră la școala 1 în parcare. V-a fost jenă. Sunt curioasă dacă celor care în weekend își lasă mașinile acelea frumoase și scumpe, care lasă fix în fața acelor restaurante și acelor locali, dacă lor le este jenă. Eu cred că nu le este jenă. Și aici, da, aici într-adevăr vorbim de bun simț, vorbim de o atitudine de exemplu, da, care ar trebui să o facem, să o facem cu toții până la urmă. Dar, repet, părerile sunt într-adevăr împărțite. Am primit un mesaj, ne întreabă cineva de ce în fața gării nu au voie decât taximetriștii, sunt și oameni care pleacă cu trenul cu bagaje. Interesant. Nu știu, nu mi-amintesc dacă e cumva stație destinată... Nu cred că este numai pentru taximetriști. Dar am văzut pe mașini parcate am și pentru... Am văzut și eu și am parcat și eu acolo. Nu mi-a spus niciun taximetrist, n-ai ce să cauți că e loc pentru taxi. Știu că pentru taxi mi se pare că e din dreptul intrării în gară până spre stânga. Da, au și câteva locuri rezervate, da. Dacă s-a întâmplat să vă interzică, să spunem așa, cineva să vă alunge de acolo, că poate nu știu, poate ați vrut să parcă, poate au parcat pe un loc cu taximetristul și nu și-a dat seama, și atunci probabil că au venit și v-au spus că nu aveți voie să vă lăsați mașina acolo. Am ajuns la finalul emisiunii din această seară, vom mai discuta despre problema aceasta a parcărilor, interesează pe toată lumea, unii sunt nemulțumiți, fie că au fost amendați, alții, iată, un sfat din partea dumneavoastră, poate ar trebui să... Nu mai fim atât de comozi, exact, să încercăm să lăsăm sigur mașina și puțin mai departe. Deci orașul este acesta care este. Nu avem cum să facem parcări mai multe decât putem identifica la acest moment. Bun, înțeleg că mai avem un telefon, ultimul din această seară. Alo, bună seara! Alo, bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. L-ascultam pe invitatul dumneavoastră referitor la subiectul parcărilor. Și, să zic așa, 50% îi dau dreptate că și noi, cetățenii, ar trebui să facem un efort și să fim mai civilizați atât în trafic cât și în societate și să parcăm cât se poate de regulamentar, pentru că Buzău este așa cum este construit și nimic nu s-a mai schimbat în ultimii 30 de ani. Însă nici autoritățile nu au făcut nimic în ultimii 30 de ani. Și haideți să ne uităm puțin pe scurt. În centrul Buzăului există o parcare undeva în spatele ANAF-ului, ca să nu dau numele unei bănci. În spatele, așa. Primăria, de când administrează acea parcare? Ce a făcut primăria în afară de a lua taxa de parcare de 2 lei? Că este neasfaltată, nenimica. Deci te duci mi se pare că este o parcare privată acolo. Dacă plouă, dacă ninge, ești cu măcirlă pe picioare. Da, cred că este o parcare privată în zona aceea. Este o parcare privată aceea. Acolo, în fața băncilor, nu? În spate, exact nu, în spatele. În spatele, față în față cu BRD-ul. Exact. Da. Aceea este o parcare privată. Da. Așa. Este privată aceea. Ok, am crezut că e a primăriei. Nu, este. E o parcare privată aceea. A fost retrocedat terenul și... Da. Tariful fiind același, nu m-am uitat să mă uit la acel bon pe care ți-l dă în urma achitării. Eu acolo de obicei trag mașina, așa, dar mă uitam că este neamenajată. Nu, așa, eu o știu de 3-4 ani de zile, în stadiul acela care este acum. Altă problemă, domnul Iosif, este faptul că toate instituțiile și tot ceea ce este, să zic așa, administrativ în municipiul Buzău, se află exact la kilometru zero, unde toată lumea are nevoie să ajungă mai devreme sau mai târziu, în timpul anului sau în timpul unei luni. Și eu cred că aici ar trebui puțin mutate către în afară, pentru că Buzău este foarte aglomerat ca și municipiu, ca și oraș, iar el
toate orașele mari care au avut primar cu capul pe umeri și au avut viziune, s-au dezvoltat către exterior, nu au dus, să zic, primăria sau banca X sau Y la periferia, dar au creat sucursale importante la periferie sau cât mai aproape de periferia orașului și au deconcesionat centrul orașului respectiv. Asta trebuie, gândesc eu, în viziunea mea, că ar trebui să întâmple și să nu fiu nevoit să mă duc numai în centrul orașului, unde și așa e foarte aglomerat, pentru că dacă punem numai angajații acestor instituții, locurile de parcare s-ar ocupa. Apoi eu care vreau să mă duc, sau dumneavoastră, sau restul buzoienilor. Deci eu de părerea asta, ar trebui ca multe chestii să se mute către periferie, să se dezvolte orașul către exterior, pentru că în oraș nu mai ai loc să mai arunci un băț de chibrit. Da, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Da. Poate lucrurile, oricum, mai apar și către exterior în ultimul timp, am văzut, vor mai apărea să și hipermarketuri și se mai concentrează. Deci, ideea asta este din anii 70 s-a aplicat în Franța, unitatea vecinătăților, se spune. Adică, instituțiile de interes public să fie grupate într-o zonă, de regulă, centrală a localității, astfel încât accesul la toate celelalte să fie ușor și facil pentru toți. Dar există posibilitatea, când dezvolți un oraș, să asiguri locuri generoase de parcare în acest areal. Da, gândire areal. Încă de la început, proiectate exact, încă de exact. La început. Dar la noi n-avem, efectiv n-ai ce să faci. Am dus buletinele, deci Direcția de Evidență a Persoanei, am dus-o în mall. Judecătoria, adică, dar asta din considerente, nu pentru a crea, pentru a descongestiona au fost alte, traficul, de a fost, costuri, de, da, exact, au fost alte. Da, mai spune cineva, un telespectator, că seara în cartiere nu există locuri de parcare și mai întreabă cineva de ce nu funcționează aparate automate de taxare pentru parcare. Exact, aparatele automatele de taxare ar fi foarte bune, pentru că, în primul rând, factorul uman n-ar mai interveni sub nicio formă, pentru că știți cum se mai întâmplă. Unii îți dau bon, alții nu îți dau. Așa, la parcare, ai pus banul la parcometru, când s-a expirat, ai luat mașina din parcare, ai plecat. Da, am ajuns pe final de emisiune, vom mai dezbate aceste subiecte, pentru că, iată, oamenii au propuneri pertinente, cele mai multe dintre ele. Și ceea ce înseamnă că interesează. Exact, interesează foarte mult și oamenii par dispuși la schimbare, mie așa mi se pare. Tocmai că vin cu soluții. Să plece și de la noi ceva. Exact, și ați văzut că mulți sunt de acord. Ok, da, vrem și începem așa, încetul cu încetul. Se oprește aici discuția noastră. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru dialogul pe care l-am avut, doamnelor, domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și ne-ați fost alături. Rămâneți pe TV Buzău, în câteva minute încep știrile. Numai bine, o seară frumoasă vă doresc. La revedere!